În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credeți voi că pot să fac eu acestea? Iubiți credincioși, iată-ne într-o duminică de vară, cea de-a șaptea după pogorârea Duhului Sfânt, într-o duminică în care Mântuitorul prin Sfinții Părinți ne provoacă la a fi martori a uneia dintre vindecările pe care le-a săvârșit. Dat fiind faptul că și duminica trecută ne-am îndeletnicit oarecum să lămurim câteva lucruri despre vindecări, având în față un paralitic, cred că trebuie să continuăm subiectul, mai ales că intrasem într-o zonă foarte, foarte delicată, aceea a autovindecării, și am să-mi permit să reiau câteva lucruri pe care am să le aprofundez. Pentru că încet, încet trebuie să ne apropiem de fapt de esența mesajului biblic, acela că ne învață să ne înțelegem pe noi înșine, pe aproapele și relația noastră cu noi înșine, cu aproapele și cu Dumnezeu. Astăzi Sfântul Evanghelist Matei ne așează pe Mântuitorul direct într-un dialog cu doi orbi, care au venit pur și simplu la el și văzând că nu le răspunde, au intrat în casa în care a intrat și Mântuitorul și i-au spus: ai milă de noi, fiule a lui David. Și Mântuitorul, stând la masă, i-a întrebat: credeți voi că pot eu să fac acestea? Și i-au spus: da, Doamne. Și s-a atins de ochii lor și au văzut. Dar imediat le-a și spus Mântuitorul: aveți grijă nimeni să nu știe. Dar ei, ieșind din casa aceea, s-au dus imediat și l-au propovăduit peste tot. Și ne spune Sfântul Evanghelist Matei că atunci a venit la el, la învățător, a venit un om care avea duh mut. Și poruncind, Mântuitorul, îndată mutul a vorbit, pentru că a ieșit diavolul din el. Și încheie Sfântul Evanghelist Matei spunând: poporul se minuna zicând: niciodată n-am văzut așa ceva. Iubiți credincioși, iată că e vorba despre niște vindecări. Am vorbit an de-a rândul despre aceste vindecări, chiar îmi aduc aminte că am făcut și o remarcă vis-a-vis de faptul că există o proporție între muțenie și orbire, că avem doi ochi și numai o gură, iată că sunt doi orbi și un mut. Apoi am făcut și o presupusă paralelă între ceea ce au spus, au propovăduit cei doi orbi care fuseseră vindecați și mutul care a venit să ne arate cum de fapt se tace, și am spus atunci la vreme potrivită cum că chiar dacă cei doi au încălcat porunca pe care o primiseră de la cel care a vindecat, au făcut foarte bine, pentru că într-adevăr rostul vindecărilor era una de a face din ei niște propovăduitori. E bine, însă astăzi vreau să mă opresc asupra legăturii noastre cu noi înșine și legăturii noastre cu cel de lângă noi. Și anume, de cele mai multe ori îl confundăm pe cel de lângă noi. Și este păcat, pentru că noi ne facem rău, pentru că nu știm să vedem în cel de lângă noi o oglindă a noastră, în care să ne mai așezăm puțin frizura, să ne mai așezăm puțin hainele, să ne mai așezăm puțin răbdarea, să ne uităm ochi în ochi, să vedem cam cum strălucește de fapt privirea noastră în ochii celuilalt, pentru că ori de câte ori veți fi interpelați de un cunoscut sau chiar un necunoscut pe stradă,
care să vă spună, da, s-a întâmplat ceva, aveți nevoie de ajutor? De cele mai multe ori, țineți minte un lucru, cel care, uitându-se la aproapele său, are de făcut o remarcă, în primul rând o face pentru el. Cunosc foarte mulți oameni care, uitându-se la alți oameni, le spun că văd în ei ceea ce de altminteri sunt ei înșiși. Și atunci, trebuie să ne gândim așa, dacă vrem să ne vindecăm, trebuie să știm că ne aflăm exact în fața unui aparat laparoscopic și începem să umblăm în noi. Știți că aparatul are două surse. Unul este cel mecanic folosit pentru a extirpa și altul, la fel de important, pentru imagistică. Să vezi ce face acolo, nu faci în orb așa, lasă că știu eu, număra a cincea roată de la căruță și tai acolo și nu e așa. Ei, imaginați-vă că dacă vrem să ne vindecăm, avem laparoscopia la îndemână și cel de lângă noi este ochiul prin care vedem ce este în noi. Ca să știm ce trebuie să tăiem, ca să știm ce nu merge, trebuie să vedem prin ochii celuilalt. Și anume, inclusiv auzul îl putem vindeca. Și anume, în momentul în care cineva te deranjează cu gălăgie, aparatul de imagistică trebuie să fie pus pe respectivul care, din punctul tău de vedere, care nu are nicio legătură cu realitatea, vom vedea mai târziu, îți indică faptul că este gălăgie, imediat pune-te în locul tău să vezi de ce este sursă de gălăgie, ceea ce crezi tu că e sursă de gălăgie. Și o să-ți dai seama că dacă ești sincer și intri exact în logica celui care, așa zis, te deranjează pe tine, vei constata cel puțin 5 argumente pentru care tu, dacă ai fi în locul tău, ai face gălăgie mult mai tare. Ca să mă fac înțeles, dacă omul respectiv are afacerea lui croită pe gălăgie, omul vrea să câștige, că de-aia a investit. Dar trebuie să fim sinceri până la momentul profunzimii înțelegerii. Să ne punem în locul celuilalt, să nu judecăm că el nu se pune în locul nostru. Asta nu e problema noastră, noi trebuie să ne vindecăm pe noi înșine, în primul rând. Pentru că după ce ne vom vindeca pe noi, îl vom putea vindeca și pe el. Pentru că dacă ne uităm prin lentila aceasta optică cu sinceritatea omului care și-a găsit oglinda și nu-l mai interesează dacă i-a spus cineva că i-au mai apărut niște fire de păr albe sau două riduri sau laba nu știu și așa mai departe, și zice, lasă că mă uit eu acolo și văd exact, dar cu sinceritate și cu spirit critic, cu siguranță că știe ce trebuie să taie cu mâna cealaltă. Nu am fost foarte atent să văd cum folosesc medicii. Eu, dacă aș fi în locul lor, aș folosi cu stânga, pe care o folosesc mai greu pentru a vedea, și cu dreapta pentru a tăia. Așa aș face eu. Ei, cu dreapta, să știți că în momentul în care veți ajunge la sursa gălăgiei și vă vedea seama că, de fapt, această sursă poate să fie, țineți minte, o sursă de existență pentru un neam întreg. Și nu spun lucruri mari, spun lucruri realiste. Atunci vă vedeți seama că trebuie să tăiați nervul care poate în urechea noastră și în timpanul nostru să ne amplifice gălăgia respectivă. Dacă suntem sinceri cu această operație, cu siguranță că va reuși. Și ne va da Dumnezeu un alt gând, un alt mod de a percepe, dincolo de decibeli, ceea ce se întâmplă lângă noi, și ne vom vindeca. Nu vom mai judeca pe celălalt. Și încet, încet, celălalt se va uita la noi și
Țineți minte un lucru, nimic nu rămâne nerăsplătit în lumea aceasta. Și încet, încet va găsi și el o altă posibilitate, ca gălăgia lui ori să fie într-un anumit program, ori să fie de o anumită intensitate, va găsi, nu el, Dumnezeu va găsi. Va găsi Dumnezeu și pentru noi, cei care suntem atenți, să operăm ce trebuie și să nu ne mai deranjeze, dar să trecem și mai departe, că sunt și alte lucruri. Acum e vară și am început cu gălăgia, dar mai sunt și alte lucruri. Putem să ne operăm și la ochi, pentru că vedem ce nu trebuie să vedem. Îmi aduc aminte de starețul acela care avea un ucenic iubit pe Alexandru și pe care îl îngăduia când greșea mai mult decât îi îngăduia pe ceilalți, pentru că el însuși era foarte dur cu ceilalți ucenici și la un moment dat s-a creat o revoltă, o rebeliune pe vas, pe vasul care însemna mănăstirea lui. Și în această rebeliune s-au adunat toți și au spus: Părinte, până aici, ori suntem toți egali, ori nu mai suntem niciunul cum a ta. De ce pe fratele Alexandru îl îngăduiești mai mult decât pe noi? Și atunci părintele le-a răspuns: dar ce s-a întâmplat? E, înseamnă că, mata, nu prea înțelegi că Dumnezeu ți-a dat doi ochi ca să vezi și ce face fratele Alexandru, nu să vezi numai ceea ce facem noi. La care el foarte, foarte îngăduitor a spus: da, Dumnezeu ne-a dat doi ochi, dar să nu uităm că ne-a dat și două pleoape. Le mai închidem din când în când. Cred că așa trebuie să folosim și noi, iar aparatura din dotare, și să ne vindecăm prin a mai închide ochii la ceea ce ni se pare nouă, că putem să comentăm, că avem argumente să distrugem un anumit filon de lucruri pe care constatăm că nu sunt bine făcute. Dar ce ne facem? Pentru că în momentul în care suntem prea atenți și nu mai închidem ochii absolut deloc, e posibil să nu mai fim atenți la bârna din ochiul nostru. Și atunci operația asta cum o putem face? Tot uitându-ne la ceea ce credem noi că nu este bine. Și anume, mergeam săptămâna trecută prin niște zone pitorești și am văzut țărișoara noastră împărțită în parcele și mi-a plăcut, până la un punct. Când am început să compar parcelele, erau unele atât de verzi și de frumoase, lângă altele care erau în paragină. Și m-am gândit așa: bun, dar, Doamne, dă-mi minte să văd totuși ceva bun și în paragina aceea. Primul gând mi-a fost următorul. Prin Moise, Dumnezeu a poruncit evreilor anul sabatic și anul jubileu, adică un pământ, după 7 ani de folosire, trebuia să fie lăsat necultivat și aveau voie toți săracii din comunitate să ia ce puteau să recolteze după un an în care nu s-a plantat nimic. Să știți că și în momentul de față se procedează la rotirea culturilor, nu rotirea cadrelor, că e altceva și o lecție de mai profundă, o să o zicem altă dată. Rotirea culturilor înseamnă tot un fel de an sabatic, dar mai scurt circuitat așa, adică pui 6 ani grâu, după care pui 5 ani lucernă și după aia cartofi și așa mai departe. Ei, și zic, bun, asta e un lucru pe care l-am înțeles. Probabil că anul ăsta parcela aia e de an sabatic sau de an jubileu. Dar, totuși, parcă mai vreau un argument. Și mi-am dus aminte că am văzut o animație cu o păpădie care era săraca sub un soare torid și la un moment dat a văzut peste trotuarul la care era plantată ea o umbră și la umbra pomului erau niște păpădii vioaie
care se bucurau de umbră. Și atunci a propus să se smulgă pe sine din pământul acela oropsit de soare prea mult, să treacă peste drum și să se replanteze lângă surioarele ei care erau mângâiate de umbră. Numai că după ce s-a smuls din rădăcină, încercând să treacă peste pavelele acelea întinse ale trotuarului încinse, n-a putut să facă mai mult de 3 pași pentru că a fost totalmente uscată, dar în drumul ei către a se prăbuși, 3 semințe de păpădie s-au dus în partea cealaltă, în direcția în care ea se deplasa. Și-au ajuns acolo și peste câtva timp au ieșit 3 păpădii care se bucurau de umbră. Și am zis, nu cumva, parcelele acelea pe care le judec eu acum că nu sunt pieptănate, nu sunt aranjate, nu sunt cosite, nu sunt întoarse, sunt exact sămânța care va cădea la un vecin mai gospodar decât proprietarul care nu și-a curățat parcela. Și cred că așa este. Dacă vom avea în minte să înțelegem ceea ce vedem, atunci trebuie să ne dăm seama că începem să ne operăm la ochi. Începem să vedem ce trebuie. Începem prin a nu mai judeca ceea ce vedem, pentru că, vă spun cu mâna pe inimă, cu siguranță există o logică, inclusiv a negospodarului. Sunt niște semințe pe care istoria aceasta dezvoltată de botaniști ne-au dat de înțeles că nu ar fi putut rămâne într-o bază internațională de semințe dacă nu ar fi existat niște indolenți, iertați-mă că le spun așa, niște negospodari care să fi uitat anumite plante ca la vreme cuvenită să le tundă. Asta ce înseamnă? Că noi, cu rațiunea noastră, putem să facem mai mult rău decât bine. Și în primul rând, noi vom fi beneficiarii răului sau binelui pe care l-am făcut sau nu l-am făcut cu propria noastră rațiune. Și ca să ne aducem aminte puțin și de ceea ce începusem să dezvolt puțin data trecută, am spus că după toate calculele, chiar ale mecanicii cuantice, și de nu vreți că vă zic eu acum cine știe ce lucruri importante, s-a stabilit că cea mai mică particulă din univers este de fapt 99,99% nimic. Acel 0,001% este într-o mișcare permanentă și acea mișcare ține de observator, adică de cel care constată că la un moment dat mișcarea aceea are o anumită direcție și, fiți atenți aici, depinde de ochii care se uită, pentru că este o mișcare secvențială pe care nu putem percepe mereu, ci ea din loc în loc. Ei cred că așa funcționăm noi. Și anume, dacă cineva îl vede pe celălalt că este într-o secvență de a greși sau a se posta pe o traiectorie greșită, nu trebuie să creadă că este iremediabilă în traiectoria sa persoana respectivă. Aceea poate să fie numai o secvență. Ai văzut-o și tu crezi că deja poți să spui, gata, vă spun eu cine este sau vă spun eu ce vrea să facă. Ia uite, să duce de aici până acolo. Ca cel care n-a fost găsit cu nicio faptă bună și până la urmă i-a zis îngerul, zice, nu vă supărați, totuși a făcut o faptă bună, a ajutat bătrânica să treacă strada. Pentru că secvența aceea pe care o vedea cel care vedea numai binele,
s-a oprit atunci când a văzut inele. Dar în partea cealaltă erau și cârcotașii, nedumeriții, care au spus, dar nu se poate să o puneți pe asta de bine, pentru că noi am văzut o altă secvență, că bătrânica nu vrea să treacă strada. Asta înseamnă că trebuie să fim mai atenți cu ceea ce credem noi că am văzut definitiv. N-am văzut niciodată definitiv. Vederea omului nu este ca să fotografieze și să rămână așa. Imaginați-vă că ați rămâne cu o singură imagine. Ați mai putea să mai înaintați? Nu. Gata. Imaginea aceea rămâne și gata. Să vă mai spun ceva. Apropo de această imagine. Un experiment la oră de religie, a venit profesorul și le-a dat copiilor o bucățică de geam. Ce vedeți? Păi, mă, dacă mă uit încolo, văd colegul, dacă mă uit la bata, te văd pe mata, dacă văd așa, văd tabla, vedeam prin gemuleț. După care a luat gemulețul și le-a dat o oglindă. Zice, ce acum ce vezi? Mă văd pe mine. Te vedeți? Asta înseamnă să pui un material. Banul, interesul, nu mai poți să mai vezi de înainte. Pentru că această vedere a omului nu este una prin sine, ci Dumnezeu ne-a dat ochii ca să vedem ce trebuie. Ne-a dat ochii ca să distingem lucruri interesante. Știu pe cineva care toată viața a lucrat goblen, dar nu goblen așa normal, goblen cu fir de ciorap, cu hehehei, cu câteva mii de împunsături pe centimetru pătrat și avea o privire care vedea tot la un metru, atât. După metru acela nu mai vedea nimic. Și am întrebat și eu, omul care are întrebări, dacă o deranjează, și a spus nu. Pentru că asta mi-am dorit toată viața, ca din mâna mea și prin ochiul meu să iasă niște opere de artă. Nici nu m-a interesat că avea nevoie să o ducă cineva de colo-colo dacă depășea metrul acela. Iubiți credincioși, asta înseamnă să știi ce vrei, să-ți cunoști interesul în sensul bun al cuvântului, să știi că te poți vindeca, să știi că lucrurile stau într-un anumit fel numai foarte, foarte puțin timp, pentru că inclusiv Sfântul Apostol Pavel ne spune un lucru. Celui ce îi se pare că stă, să ia aminte să nu cadă. Cred că asta a vrut să spună secvența pe care am văzut-o astăzi prin vindecarea celor doi orbi și a mutului în casa în care toți și-au dat seama că nu mai văzuseră așa ceva niciodată. Credeți că pot să fac eu acestea? Dacă vom răspunde, credem, Doamne, cu siguranță că vom avea posibilitatea să obținem vindecare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.